am 43 de ani, sunt din localitatea Periam. Ăsta e cu cocoșul, nu? Foarte tare. Am venit aici cu cel mai mare fan dintre fanii mei. Didu. Didu se numește. Cu cocoș. Tot satul cunoaște. Ăsta a fost foarte simpatic, domnul cu cocoșul. Sunt plecat din România din 90, în Germania. Am stat 16 ani, am lucrat ca electrician. Direcția mea muzicală bate spre pop-rock, baroc agresiv. Mamă! Lucrul meu se îndreaptă spre proiecte bine definite, chiar spirituale. Argintul de pe mine, de exemplu, îmi dă un pic Jesus, e fanul meu numărul unu. Bună ziua! Domnul Buda, cu cine ați venit la X-Factor? Didu Cocoșu, poate ați auzit deja de el. Și unde e Cocoșu? Păi, cu cine să rămână? Îl puneam noi aici și făceam o cușcă. Nu, că am uitat să iau botnița. Ce ne-ați pregătit pentru astăzi? Knocking on Heaven's Door. Nu mai știu, a cântat bine, nu mai știu. Eu nu mai țin minte cum a cântat, dar țin minte cocoșul. Deci avea un joc de scenă, nenea asta. Pentru un electrician e decent. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on a heaven's door. Nu știu dacă a observat atmosfera din sală. Era casa de cultură plină. Era o super energie în spatele nostru. Parcă erai la un concert. Deci dacă ascultai piesa asta pe mute, aveai impresia că e un rockstar acolo în fața ta. Mulțumesc. Nu prea îmi pare că el e studiat, pentru că a avut câteva imperfecțiuni pe aici pe acolo, dar cel puțin, frate, a cântat cu toată ființa lui. Sala s-a ridicat în picioare, dar nu știu de ce, că n-au văzut nici cocoșul, deci... Mi-a plăcut mult de tot, ești un rocker adevărat, văd și niște tatuaje pe aici. Poți să ne arăți tatuajele? Da, da. Da? Ia, arată-ne tatuajele. Dă la o parte, Arcibir, de ăla. Ah, da, 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 mi-am amintit și de tatuajele lui și... Deci a mers mai departe? Vrei să-mi spui? Nu cred. Spirituale, spirituale. Nicule! Da. Ești da, un mare entertainer. Bă, dar mare! Să sperăm că mai cresc. Și spontan. Fain. Da, mai e mult. Mai e mult de crescut. Păi... Hai să votăm. Eu am fost vocea publicului, de fapt. Publicul a zis da, eu am zis da. N-am făcut decât să transmit mai departe. Da! Mulțumesc! Eu cred că am votat da, nu? Sau nu? Da. Din păcate va trebui să refuz. Îmi pare rău. Răspunsul meu este nu. Eram sigur că nu trece. Mă sperii foarte, foarte, foarte tare. Dar astăzi nu o să se întorc spatele. O să spun da, mergi mai departe. Mulțumesc. Și domnule. Și Paul. Mulțumesc mult încă o dată. La modul cum cucerea publicul, dacă ar fi avut exercițiu vocal, omul ăsta putea să ajungă în gală. Didu nebunule, am reușit! M-auzi? Am făcut o grămadă de fani, nebunule!